ultima jumătate de oră acestei partide. Faulta lui Ovidiu Horșia, roșu direct. Roșu direct, abia intrat pe teren. Ovidiu Horșia este eliminat. A intrat de 2 minute Horșia. Ce prostie face jucătorul Universității. Atenție, Universitatea nu va avea nici jucător de under în teren. Dar nu înțeleg de ce e totuși roșu aici. Nu înțeleg de ce e roșu, poate... Mie mi se pare de galben. Mi se pare de galben, mi se pare că exagerează mult Cătălin Popa. Este într-adevăr o imprudență lui Ovidiu Horșia, nu-i vine să creadă. Intrare tare, e adevărat, cu talpa pe gleznă, dar nu cred totuși că are chiar atâta intensitate pentru un cartonaș roșu. În 10 oameni, așadar, în ultima jumătate de oră, Universitatea Cluj, o misiune mult, mult mai dificilă. Să vedem cum va profita Marius Moldărășanu de acest context.